Și aici am să mă refer la o situație foarte concretă, fiindcă am auzit și astăzi declarația domnului prim-ministru vis-a-vis de noutatea din presă că s-ar aștepta o majorare. Vreau să vă declar în fața la toată lumea, dacă vreți să-mi fac cruce, că domnul prim-ministru cunoaște în detalii acest proces. Am și martori, dacă vreți, cel puțin 4 colegi vicepremieri erau de față când i-am raportat domnului prim-ministru cum decurg negocierile. La fel, într-un format mai extins, chiar nu mai târziu decât lunea aceasta, la ședința ordinară de planificare tradițională la domnul prim-ministru, i-am dat aceste informații. Am marturi care pot să vă confirme și am zis, domnule prim-ministru, am nevoie stringentă, găsiți-vă rog 10-15 minute măcar să intru și să vă mai dau niște detalii, fiindcă noi avem timp foarte puțin. Noi, în mod normal, săptămâna asta ar fi trebuit să nu așteptăm data de 1 aprilie, ar fi trebuit maximum până sâmbătă să avem claritate și să nu lăsăm țara fără energie electrică. Și vreau să vă asigur că nici până în ziua de astăzi nu am primit acele 15 minute pe care le-am solicitat absolut deschis în fața colegilor de la domnul prim-ministru. Și în următoarele zile, de ce am auzit eu pe mine, nu știu, eu nu mai am ce mai comentat de fapt, fiindcă eu insist de foarte mult timp să am posibilitatea să explic domnului prim-ministru ce se întâmplă. Și credeți că săptămâna viitoare veți avea această posibilitate atunci când va vizita ministerul? Doi, vreau să deja, după aceste declarații, vreau să vă anunț că nu mai târziu decât mâine îi voi da în scris domnului prim-ministru detaliat cum decurg, fiindcă dacă verbal se consideră că nu a fost această informare, eu cred că pentru istorie, și eu o să practic acest lucru de aici încolo, o să dublez comunicarea mea verbală prin scrisori. O să le înregistrez în cancelarea Ministerului Economiei, o să le înregistrez în cancelarea de stat și voi avea grijă care să fie raportate domnului prim-ministru, fiindcă eu cred că deja suntem într-o zonă în care se fac prea multe speculații.